Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing, our bushels of fun. Cu siguranță nu v-ați gândit nici pentru o secundă că acești brazi sunt făcuți din paste. Ideea ingenioasă aparține copiilor cu dizabilități de la un centru din Călăraș. Deși cu anumite probleme fizice, Ion a demonstrat că imaginația nu ți-o poate îngrădi nimeni, iar lucrul handmade e cea mai bună formă de exprimare. Aia asta ca un gred face, nu numai unul a lucrat, mai mulți a lucrat la cea asta. Sunt trecut spre vopsiții. Mi-a plăcut așa idee și am încercat să fac. Persoanele cu dizabilități care au venit astăzi la expoziția Târg spun că și-au adus cele mai inspirate lucrări. Și cum suntem în febra pregătirilor de Crăciun, obiectele decorative s-au vândut ca pâinea caldă. Din material am făcut brăduțe, sunt din organza, din șpagat sunt brăduții, am împletit botoșei, împletiți botoșei sunt în formă de crăciuniei, vedeți, în formă de babi de zăpadă. Cel mai solicitate sunt brăduții și iată botoșei în formă de moș Crăciuniei. Așa că vizitatorii nu au rezistat tentației și au cumpărat câte cel puțin o lucrare. Da, eu am cumpărat un brăduț, am cumpărat niște ingerași din cear curat și mă duc acolo să mai cumpăr un tablou. Și sper că toată lumea o să procedeze la fel ca mine. Cred că dacă ar fi mai desi, nu doar înainte de sărbători, ar fi foarte bine. Am cumpărat niște brăduți, fetița foarte mult a vrut brăduți și am luat unul din lumânare și unul din ceva nuiele. Totuși, sărbătoarea a fost umbrită de problemele pe care trebuie să le înfrunte persoanele cu dizabilități zi de zi. Noi cel mai mult ne aflăm în compania patru pereți, foarte rar ieșim, chiar eu, de exemplu, nu am rampă de acces. Conform datelor de la Biroul Național de Statistică, din numărul total de persoane cu dizabilități, în jurul la 43% sunt angajați în câmpul muncii. Clar că majoritatea sunt în agricultură, tot timpul rămâne încă loc de mai bine. La evenimentul de astăzi au participat în jur de 21 de instituții. Potrivit datelor Casei de Asigurări Sociale în Moldova, sunt peste 181.000 de persoane cu dizabilități. Tradițional, la 3 decembrie este marcată în toată lumea Ziua Persoanelor cu Dizabilități.